te-am prins! Rim! Te-am căutat peste tot! Poftim! Ți-am făcut asta la cursul de gătit și toate ingredientele sunt bio! Îți place, nu? Îți mai aduc! Nu, Rim! Știi că nu poți să vii! Dacă ești văzut aici, doamna Colect o să te dea afară! Imediat ce pot, îți mai aduc! Ah, e prea târziu! Ne vedem mâine, Rim! Bun! Prăzi! Tutti frutti! Yummy! Bună dimineața! Mâine este ziua vizitelor! Totul trebuie să fie perfect! Mâncarea pe care am făcut-o pentru vizitatori este minunată! Nu uitați să puneți mâncarea la frigiderul din cantină! Și cel mai important, verificați să aibă temperatura potrivită și mâncarea să rămână proaspătă pentru musafiri! 3, 2, 1! Mâncați sănătos ca să vă mișcați și toată ziua o să vă distrați! Salut, fetelor! Voi ați văzut vreun măr? N-am mai găsit de mult timp. Da, și nu au dispărut doar merele. Au dispărut și niște brioșe pe care tocmai le-am făcut. Eu cred că mă spionează cineva pe fereastră. Cineva cu părul colorat. Cum să te spioneze cineva? Și atunci, cum explici umbrele pe care le-am văzut? Poate e un fan? Oh, de ce ai secrete față de prietenele tale, nu? Cred că o să mă distrez. Mă asigur că al tău căluț o să fie dat afară și apoi urmezi tu. Ne-am văzut cineva căpșunile. Unde-mi sunt merele? Ah, cineva fură de la noi! Haideți, fetelor, cred o să prindem hoțul. E timpul să aflăm cine este hoțul. Să facem trei grupuri. Echipa A se duce la mâncare, echipa B la dormitoare și echipa C, adică noi. Mâncarea e pe mâini bune. Da! Bine, să nu o dați în bară. Gașcă, eu o să mă duc să pun niște curse pentru hoți. Rim, Rim! Oh, dragul de tine, trebuie să te ascunzi. Toți caută hoțul care a mâncat totul și o să afle că ești tu. Echipa A cu mine. Hoțul ăla se ascunde pe undeva. Echipa B, sigur o să găsim hoțul acolo. Durează mult. O să duc cotoarele astea ca să facă o urmă și ea o să-i ducă în locul greșit. Apoi ne gândim la o ascunzătoare bună pentru tine. Haideți, fetelor, hoțul sigur este pe aici. Oh, nu! Deja am ajuns! Hei, priviți! Cotoare de măr! Haideți, fetelor, sigur este înăuntru, veniți! Ah, nu mă găsesc aici! Asta crezi tu? Ce întuneric e aici! Uite, urma aduce înăuntru. Sigur acolo este hoțul. Dar acolo nu putem intra, e interzis. Sigur este înăuntru. Haideți să mergem. Ajutați-mă. Oh, nu, o să intre, trebuie să fac ceva. Haideți, fetelor. Dreamy? Să fie întuneric. Oh, super! S-a luat curentul! Dreamy, tu ești hoțul? Tu ai furat merele? Și prăjiturile mele? Nu, stai! Nu le-am luat eu! Vă pot explica! Stați puțin! Dacă nu e curent, asta înseamnă că... Nu merge frigiderul! O să se strice mâncarea! E un dezastru! Stați puțin, fetelor! Verific eu! Ce se întâmplă? Nu s-a stricat generatorul! E doar scos din priză! Da! Am reușit! Dar... cum putem ridica generatorul? E o întrebare bună.
cum? Rim? Wow! Tu ești? Wow! Ce mare ești! Ce cauți aici? De asta am luat merele, ca să-i le dau lui Rim. Dar nu știu nimic despre restul, nu fiți supărate. Dar de ce nu ne-ai spus despre Rim? M-am gândit că o să-l trimiteți înapoi, așa că am încercat să-l ascund. Dar Dreamy, Rim e grozav. E normal să vreți să stați împreună. Serios? Da! Ah, sunteți super! Haide, Rim, ridică generatorul. Da! Bravo! Am reușit! Întunericul va cuprinde tabăra și nu-l veți opri. Iar tu? Calul ăla nu-mi strică planurile. Este unicorn! Cel mai puternic! Și cel mai frumos! Și are un apetit uriaș! Rim rămâne cu noi, pentru că e prietenul nostru! Puterea prieteniei! Sunt sigură că Shadow ne-a furat lucrurile. Ne cerem scuze, Dreamy. E în regulă, serios. Dar nu uitați, trebuie să-l ascundem bine, să nu-l vadă doamna Colect prin tabără. Oh, mâncarea pentru musafiri. Totul a fost așa de bun. Mâncarea e în siguranță. E la noi în burtici. Uite, merge din nou. Crezi că o să avem probleme că am mâncat totul? Nu. Atenție, elevi! Sper că totul este gata, pentru că vizitatorii ajung în 15 minute!